Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre plasa de prin suflete. Oare suntem reciclați la moarte sau rămânem în matrice? Hmm? Ideea, dragii mei, de prin suflete sau plasa de suflete care ne așteaptă la moarte și ne menține în matricea noastră este, de fapt, un concept... Cumplit și, și foarte tulburător, dar unul care, după părerea mea, trebuie luat în considerare de către toți cercetătorii serioși în domeniul conspirației globale. Adevărații gânditori liberi trebuie să știe unde este capătul vizuinii de iepure a conspirației globale. Cât de Parte merge suprimarea. Dincolo de această viață, oare este dincolo de această planetă? Ei bine, s-ar putea ca răspunsul să fie da, la amândouă. După ce petreci ani de cercetare, trecând prin multe, multe straturi de corupție politică supraveghere, atacuri false, bănci centrale, organisme modificate genetic, geoinginerie, eu știu ce să mai zic, zionism, linii genetice ale iluminării, planul de iradiere, ozn și extraterestri, intervenție extraterestră și așa mai departe, da? Ajungi atunci să-ți dai seama că adevărata sursa suprimării se află, dragii mei, la, la, intersecția între conștiință și inspirație. De ce? Deoarece conspirația înseamnă suprimarea noțiunii de, de cine ești tu. Înseamnă să fii convins, să fii convins că nu, că nu ești nimic și nimeni. Înseamnă să fii convins că nu ești mai mult decât o mașină biologică potrivită, să nu fie nimic mai mult decât o, uh, o roată dințată într-o mașinărie, ma ma da? Uh, uh, vorba lui uh, Pink, Pink Floyd, uh, doar una din cărămizile din zid, dragii mei, uh, știința... Maestram neagă că încă și astăzi existența conștiinței, deci neagă această existență a conștiinței, doar pentru că nu știe de unde să o apuce folosindu-se de cele, de cele cinci simțuri. Soluția simplistă pe care o adoptă știința este să treacă cu vederea că Uh, 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 nu poate să fie măsurată. Multor cercetători le va fi imposibil să se apropie de această temă sau, sau, sau se, vor, uh, 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 se vor feri să treacă deci peste aceași, această temă cu vederea pentru că, v-am zis, uh, nu se. pentru că se lovește de acest sistem de convingeri. De exemplu, sistemă de convingeri religioase. Viața de apoi este în Rai sau un Iad sau o sută de fecioare, dar nu într-o plasă prinsă de suflete. Sisteme de convingeri științifico-materialiste. Nu există suflet sau conștiință sau. Diverse alte sisteme de convingeri, dar nu există extratereștri. Vedeți? Dacă aș citit sau dacă v-ați informat despre aceste, acestea, probabil că sunteți pregătiți să treceți peste aceste sisteme de convingeri și v-ați dat seama că ele uh, sunt... Uh, făcute pentru a crea o falsă uh, dihotomie și pentru a vă limita și a vă jefui de putere. Probabil, dragii mei, că v-ați dat seama că și adevărații manipulatori cei care se află în vârful conspirației sunt entități non-fizice, pe care diferite religii și culturi l-au numit uh, arhon. Deci în tradiția gnostică, în tradiția dișnii, în cea islamică, demon, iar în creștinism umbre de noroi. Ce este capcana reîncarnării? Deci plasa de prin suflete, plasa de suflete. Ideea este că după moarte, după moarte, sufletul nostru sau conștiința noastră se separă de corp și apoi parcurge un proces uh, în care memoria îți este ștersă, sufletul fiind atunci reciclat, adică reîncarnat într-un alt corp pentru a repeta deci același proces. În acest fel, pământul, pământul devine deci o planetă de închisoare de unde foarte, foarte greu mai scapi plasa de prin suflete este amplasată ca o grilă, ca o grilă artificială de energie. Dar, dar nu este gr grila naturală de energie a liniilor temporare, da? Care împiedică orice suflet să treacă atunci prin ea. Astfel, pământul rămâne atunci un sistem închis în care se nasc mereu alți și alți oameni, cu scopul de a alimenta uh, economia și a, uh, a genera emoții negative cu care să se hrănească uh, arhonii, ființele, neamintându-și atunci cine sunt sau care este situația lor în realitate. Plasa de suflete face atunci ca planeta planeta să rămână deci, un teren de pescuit pentru arhoni care ne declanșează emoțiile în moduri uh, uh, experte folosind mass media, războaiele, frica și, și alte metode de amăgire ca să se poate hrăni. După cum explică Don Juan în ultima carte a sa, Carlos Constantineda, latura activă a uh, uh, infinității, uh, suntem crescuți, dragii mei, ca, ca niște animale. Da? Să ne amintim uh, și de seria Matrix, în care se arată, Adevărul șocant că noi suntem crescuți ca o sursă de hrană pentru controlori. Ei arată lui Neo simbolul unei baterii. Deși este un simbol bun, bateria, bateria înseamnă stocare de energie. În realitate, noi funcționăm ca generatoare ca generatoare de energie pentru arhoni, astfel că un generator pe care îl vedeți pe un șantier ar putea fi un simbol mai potrivit. Însă, pentru că suntem niște ființe puternice, arhonii nu pot să se bazeze doar pe, pe forță. În această operațiune. Ei trebuie să ne păcălească, să le dăm atunci acordul nostru. Și cum fac asta? Uh, cum ne fac să mergem de bunăvoie în plasa de suflete? Folosind. Da, trucul luminii albe. Plasa de suflete funcționează pe baza trucului cu lumină albă. Ni s-a spus diverse surse că trebuie să ne îndreptăm către lumina Albă care apare, apare la moarte. E, în filmele de la Hollywood, precum uh, uh, Host, promovează deci acest aspect. Nu știu dacă ați văzut acest film. Persoanele care au avut experiențe de uh, extracorporalizare povestesc și ele despre, despre această linie albă. Și totuși, dacă lumina albă, de la moarte și lumina în sine, deci în acest context este tocmai înșelăciune, după cum a, 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 suverat, a sugerat uh, David uh, Iche, Oaibu uh, și alții. Hmm? Dacă lumina este sursa a măgirii, la urma urmei iluminații și alte societăți secrete, îl venerează pe Lucifer, purtătorul de lumină. Uh, Michael Sarion vorbește de transformarea ocultă a luminii în armă, din cauza falsei dualități și a falsei lumini. Și dacă tot discursul, discursul său New Age despre lumină este și el o capcană, ce ziceți? Dacă, dacă lumina este mecanismul pe baza căruia funcționează plasa de suflete, vi se pare exagerat? Este. Așa că dați-mi voie să vă prezint. Să vă prezint câteva surse vechi și noi care sugerează acest concept. Atunci când avem de a face cu niște surse independente, mai ales din perioadele de diferită timp care avansează toate aceeași idei, putem să considerăm că este un bun semn de informație, de, de, de informație și aceasta de deci ce este valabilă. Dragii mei, Simon Par Parkes este persoana care a fost contactată contactat de extraterestri în zilele noastre. Dacă îi ascultați propriile lui interviuri, veți vedea că este, este un om rațional, cu capul pe umer, care deține chiar o funcție în administrația locală din Anglia. Parkes spune că intervenția extraterestră și manipularea genetică au uh, avut loc de mult în istoria omenirii, iar ADN-ul nostru a fost modificat și capacitățile noastre uh, medium, uh, de mediu au fost reprimate. Ui Marches uh, a dat o, un interviu în Neruda și spune că este o creație extraordinară, plină de povești din istoria din istoria omenirii, în care spune pentru mine una din cele mai impresionante povești care sunt scrise ca ficțiune, redau o amploare bazată pe fapte, da. măgirea a fost Puse la cale de trei rase extraterestre uh, diferite, și anume uh, Anunnaki, rasa Șarpe și Mardu, care uh, au găsit un uh, mod de a-i păcăli pe Atlanți, da? Uh, astfel, regele repti reptilian al Anunnaki, care domnește peste omenire ca rege și instaurează planuri existențiale pentru a asigura deci, că, nu, că nu vom scăpa niciodată, inclusiv, dragii mei, planul reîncarnării sau planul plasei de suflete. De asemenea, în lumea ca Maya, este de fapt o prezentare în budism. Și hinduism este că această lume este Maia, da? sau iluzie, care este matricea. O, o altă învățătură budistă spune că viața. Viața conține suferință, iar reîncarnarea este uh, un ciclu nesfârșit al suferinței, da, care poate fi întrerupt doar prin practica spirituală. Ei, hey, dar Val Valerian este un fost agent CIA. Pe numele său adevărat, John Graves, care a început să scrie despre ideea de plasă de prin suflete prin anii 1990, înainte de apariția trilogiei The Matrix. În cărțile sale, dragii mei, ei scrie, nu cenușii sunt cei care așteaptă lumină atunci când moare o ființă umană apoi ființa umană este reciclată în alt corp iar procesul deci o, o, îl rea de la capăt și iată capcana cu lumină și tunelul de la moarte scanând scanând o persoană pe care o doresc să o recicleze când se apropie de moarte extraterestrii descoperă Cine dintre apropiații persoanei respective a murit? Ei proiectează atunci imaginea persoanei sau persoanelor în tunelul de lumină albă, iar imaginea îți face, face semn, deci atunci să o urmezi. Dacă alegi să-i dai curs, poți să fii prins în capcană, să fii trimis într-o altă încarnare pe care, pe care o alegeai. Aceste. Entități, dragii mei, percept pământul ca o mare, mare fermă. Acesta este materialul nostru despre plasa, plasa de prins suflete. Atâta pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă iubesc și vă îmbrățișez ca întotdeauna cu drag pe mine mă găsiți pe canalul meu de YouTube Gabriela Ilinca, Aron Gabi Gabriela Viața, pe pagina mea de Facebook Gabriela Ilinca, pe blogurile mele Viața Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și, dragii mei, mesaje dincolo de viață, de unde a apărut prima mea carte. Conversație între doi îngeri și sper cu ajutorul lui Dumnezeu și mă rog a mea ca Leanu să scot al doilea volum. Dragii mei, îmi iau la revedere de la voi cu fraza mea magică. Vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând, dragii mei!